În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În lumea celor care nu cunosc nimic despre ortodoxie, care nu cunosc nimic despre biserică, despre rânduiala bisericii, se fac tot felul de speculații, se emit tot felul de păreri, așa cum în lume oamenii se pricep la fotbal și la politică, tot așa, în ultimul timp, cel puțin, am observat oameni din ce în ce mai vocali, care vorbesc despre biserică, despre ortodoxie, despre Dumnezeu, dar n-au fost niciodată la o sfântă liturghie, la o priveghere, nu știu nimic despre învățătura de credință, nu cred în înviere și nu cred în sfinți, nu cred în Maica Domnului, în puterea sfintei și de viață păcătoarei cruci, dar spun multe lucruri, emit multe păreri, pentru că dă bine să fii cumva, să emiți o părere despre biserică, despre ortodoxie mai cu seamă. Multe dintre ele le-ați auzit, de exemplu, stereotipii de genul, da, cine s-a mai întors de pe lumea cealaltă? Sau, eu am credința mea, sau, dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu face un bolovan pe care să nu-l poată ridica? Întrebare. Sau, întrebări din cele mai năstrușnice. Una dintre ele, am primit-o de curând, ieri seara, l-altă ieri seară, de la cineva care, sigur, pare că are preocupări religioase. Dar se vede, bineînțeles, că nu este o persoană care să fie într-o viață, într-o rânduială duhovnicească, într-o viață, într-o relație cu Dumnezeu. Întrebarea este așa: ce religie are Dumnezeu? Sigur că la prima vedere zice, na, acum să te văd, părinte, ce religie are Dumnezeu? Cum îl întrebau fariseii pe Mântuitorul despre felurite lucruri doar ca să-l încurce, lucruri mărunte, crezând că-l încurcă sau că-l prind în cuvânt. Asemenea, ne trezim și noi cu foarte multe întrebări care par preocupări sincere. Ce religie are Dumnezeu? Dacă ai lua în serios, n-ai răspunde la această întrebare. Dar cum noi nu ne luăm foarte în serios, că după aceea cine știe în ce putem să cădem într-o ispită de-a dreapta, adică să ni se pară că suntem atât de deștepți încât nu răspundem la astfel de întrebări. Totuși, oamenii așteaptă un răspuns. Chiar dacă întrebarea lui este nesinceră, are o viclenie sau pur și simplu vrea să te bagiocorească puțin. Și atunci, mie mi-a venit așa un gând de la Dumnezeu, cred că este de la Dumnezeu, religia lui Dumnezeu este iubire. De unde știm asta? Păi spune așa Mântuitorul Iisus Hristos, despre care mărturisim că este și Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu întrupat ne spune, că aceasta este învățătura mântuitoare și că timpul se va sfârși, toate lucrurile vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată și toate se vor împlini. Prin urmare, dacă cineva are curajul acesta să spună un cuvânt și știe oricum că va pătimi, dar ne lasă pe noi oamenii să vedem în timp dacă se împlinesc aceste cuvinte, iată că
și din punct de vedere rațional, nu-ți trebuie mare lucru decât să te lepezi de ignoranță și de autosuficiență și să cercetezi dacă s-a împlinit ceva din cele pe care le-a spus Mântuitorul Iisus Hristos. Și observăm așa foarte pe scurt, vă dau doar un exemplu, nu va rămâne piatră pe piatră din Ierusalim, din templul acesta. Și știm foarte bine din istorie că iată sunt aproape 2000 de ani, se vor împlini, vom apuca să se împlinească 2000 de ani de la cuvântul pe care l-a rostit Mântuitorul și într-adevăr din templul din Ierusalim, mândria evreilor nu a rămas piatră pe piatră. Au venit romanii în 66 la răscoală și până în 70 au arat Ierusalimul și i-au risipit în toate colțurile lumii. Nu are rost să vorbim acum despre cele pe care le-a spus Mântuitorul. Ce trebuie să știm însă despre religia lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu are o religie, bineînțeles că am putea spune că nu are o religie. Dar dacă este să răspundem la măsura acestei întrebări, trebuie să spunem că Dumnezeu își este credincios și sieși. Adică nu-și calcă cuvântul dat și religia lui Dumnezeu este iubire. Pentru că îl întreabă până la urmă fariseul acela, tot așa, în duhul acesta. Ce să fac ca să mă mântuiesc? Și Mântuitorul îi spune, ce este scris în lege, cum citești? Nu-i așa? Auzim de multe ori aici. Și el spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată inima ta, din toată virtutea ta și pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Prin urmare, zice Dumnezeu, fă aceasta și vei fi viu. Adică aceasta este religia lui Dumnezeu, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este credința lui Dumnezeu, iubirea. Omul este până la urmă o reflexie a iubirii lui Dumnezeu, adică un chip al iubirii lui Dumnezeu. În sensul că Dumnezeu este dragoste și pentru că în noțiunea de dragoste există un eu și un tu, adică o relație personală, interpersonală, iată că ne demonstrează Fiul lui Dumnezeu întrupat, vine și ne vorbește despre Sfânta Treime. Adică Dumnezeu este întreit în persoane. Adică este o relație între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, fără a fi mai mulți Dumnezei. Dumnezeirea este de o ființă. Însă relațiile dintre persoanele Preasfintei Treimi este o relație de iubire supremă. Această iubire supremă, adică supremă în sensul de desăvârșită, de neînțeleasă, această relație între persoanele Preasfintei Treimi a făcut ca Dumnezeu să-L creeze pe om. Pentru că aici am văzut încă o întrebare care vine. Cum de s-a gândit Dumnezeu să creeze lumea cea văzută? Iată religia lui Dumnezeu. Religia lui Dumnezeu este iubire. Din iubirea dintre persoanele Preasfintei Treimi, Dumnezeu gândind ca și alte persoane să se împărtășească de această iubire, adică dorind să împărtășească, să împartă, să zicem așa, să dăruiască această iubire și altor persoane, a creat lumea văzută, adică îngerii și oamenii. Bineînțeles și zidirea, adică
necuvântătoarele, până la ultima piatră se împărtășește de iubirea lui Dumnezeu. Toate acestea se împărtășesc de iubirea lui Dumnezeu. Dar în relație personală, numai îngerii și oamenii. Și dar Dumnezeu răspunde la această întrebare foarte simplu și tocmai de aceea s-a și întrupat. Ca să răspundă la această întrebare care este, pare naivă și puerilă, dar poate să vină și dintr-o inimă curată, adică să spună: părinte, eu nu sunt viclean, dar am văzut că sunt atâtea religii pe lumea aceasta, încât eu nu mai știu care e religia lui Dumnezeu, cum ne recunoaște. Păi de aceea se și spune atât de minunat într-una sfântă apostolică sobornicească și apostolicească biserică. Într-una sfântă. Dumnezeu nu poate să aibă mai multe religii. Că noi oamenii avem o abordare, o perspectivă multiplă a legăturii noastre cu Dumnezeu, că închipuim un Dumnezeu după mintea noastră, asta e altă treabă. Tocmai de aceea a fost nevoie să de revelația aceasta atât de minunată, adică de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Altfel Dumnezeu ne-ar fi lăsat să-L gândim cum vrem noi, ca un gaz, ca o putere. Nu, de câte ori nu gândim așa despre Dumnezeu? Sau înainte să fi înțeles lucrurile acestea într-o măsură, noi spuneam, are grijă Dumnezeu. Iar când spuneam asta, putea să însemne orice. Un fenomen natural, o dreptate, o justiție din aceasta oarbă a puterilor cerești, poate chiar idolatrie, zei. Dar de fapt, noi când vorbim despre Dumnezeu și despre religia lui Dumnezeu, nu putem să vorbim decât în chip ortodox. Deci care este religia lui Dumnezeu? Este ortodoxia, adică dreapta slăvire, adică credința cea dreaptă. Iar credința cea dreaptă nu pentru că noi suntem ortodoxi. Pentru că credința cea dreaptă nu este altceva decât iubire. Nu poate fi altceva. Iar iubirea aceasta a arătat-o Dumnezeu. Nu numai că l-a adus pe om de la neființă, de la nimic, de la nimic, la tot, la Dumnezeu după har. Adică l-a adus la existență și i-a dat posibilitatea, el i-a dat chipul și posibilitatea să fie asemănare, adică asemenea cu Dumnezeu. Ce a făcut, deși omul a căzut și nu mai putea niciodată să ajungă asemenea lui Dumnezeu, niciodată n-ar mai fi putut, deși a zis, iată, s-au deschis ochii lor și sunt asemenea nouă, sunt asemenea lui Dumnezeu. El nu mai putea să fie asemenea lui Dumnezeu și Dumnezeu, chiar înfrângându-și propria hotărâre din iubire și a încălcat, să spunem, dreptatea sa, forțăm un pic nota aici, dar spunem că iubirea copleșește până la urmă dreptatea lui Dumnezeu, că dacă ar fi după dreptate, nu s-ar mântui nimeni. Deci nu ne mântuim după dreptate și din fapte, ci după iubirea lui Dumnezeu, care de fapt este sigur și mila lui Dumnezeu, văzându-ne în ce fel ne chinuim aici în starea în care suntem după cădere, dar Dumnezeu, ca să ne arate iubirea sa, religia sa, în modul cel mai neechivoc, să spunem, cel mai limpede, îl trimite pe Fiul Său. Îl trimite pe Fiul Său care ia un trup asemenea nouă. Iată, aceasta este mărturisire despre religia lui Dumnezeu. Dumnezeu cel neîncăput de ceruri încape în pântecele unei fecioare, în pântecele unui om. Aceasta este mărturisirea de credință și de religia lui Dumnezeu. Și iată că avem aici întruparea, avem nașterea și toate celelalte, până la sfintele pătimire ale lui Dumnezeu, tot din iubire.
arătați-mi un act al lui Dumnezeu de la începutul vremurilor și până la Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul, care nu mărturisește despre religia lui Dumnezeu. Un singur act. Tot ceea ce face, toată lucrarea lui Dumnezeu. Iată, vă voi trimite vouă alt mângâietor, spune. Ce frumos! Un mângâietor. Totul este mângâiere de la Dumnezeu, totul este dragoste. Unde vreau să ajung? Puteam să răspund foarte simplu cum am răspuns mesajului, pentru că această temă am primit-o întrebarea aceasta am primit-o printr-un mesaj și am răspuns așa cum m-a luminat Dumnezeu în același minut. Religia lui Dumnezeu este iubire și poate că era mai bine să vă spun așa și vă lăsam acasă mai folosiți. Dar îmi dau seama de următorul lucru. Că n-am răspuns satisfăcător. E metaforic dacă nu ești pătruns de adevărul de credință că ortodoxia este religia lui Dumnezeu. Și atunci m-am dus un pic și mai departe, anume că religia lui Dumnezeu este iubire, iar iubirea de fapt este ortodoxia, adică dreapta slăvire. Dumnezeu ne iubește pe noi și noi răspundem aceste iubiri, dar cum? În chip drept. Ne adresăm unui Dumnezeu personal, săvârșim sau urmăm un Dumnezeu care s-a întrupat, îi urmăm Lui, nu numai că purtăm numele Lui, suntem creștini, ci și că acceptăm crucea, îi urmăm Lui și că știm că mama Lui este născătoare de Dumnezeu. Deci, nu numai că, iertați-mi această digresiune, am putea spune, văzând în lumea creată o dragoste din această extraordinară, între iubiți sau soți, dar soțul atât de tare o iubește pe femeia lui și este atât de gelos că o bate de fiecare dată când aceea întoarce capul, să zicem, că a văzut o cunoștință. Iată că la om iubirea poate să fie și strâmbă. Iar religia lui Dumnezeu fiind iubire, noi intrăm în religiozitatea aceasta răspunzând acestei iubiri, dar în chip drept. Iar chipul acesta drept este, de fapt, ortodoxia. Nu spunem aceasta ca să introducem ortodoxia între celelalte religii. Nu e așa. Cum ar fi dolar, euro, rublă, leu și toate celelalte. Adică religia ortodoxă, religia, nu știu, iudaică și celelalte și sunt la paritate. Una e mai bună decât cealaltă. Ortodoxia nu e religie. Și aici venim și cumva la întrebare, ce religie are Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. Și El nu numai că transmite aceasta prin tot ce a făcut, dar îl trimite pe Fiul Său, iată, ca să ne lase nemijlocit mesajul acesta de iubire și învățătura de credință care ne face asemenea cu Dumnezeu. Punem întrebarea următoare. Dacă religia ar fi atâtea și atâtea religii și care toate ar duce la mântuire, pentru ce mai era nevoie de întruparea Fiului lui Dumnezeu? Pentru ce mai era nevoie de Sfintele sale pătimiri? Pentru ce mai era nevoie de învierea Domnului Hristos dacă toți se pot mântui pe idei filozofice? Are sens întrebarea? Eu cred că are mare sens. Fiecare dintre noi ar trebui să ne punem această întrebare ca să putem ajunge măcar în chip rațional și logic
la o bază de la care să plecăm. În definitiv, Dumnezeu a lăsat logica, matematica, le-a lăsat pe acestea ca să putem să avem niște date solide, un fundament, ca să putem gândi rațional. Celelalte care vin în chip, în chip mistic, suprarațional și care sunt până la urmă daruri ale Duhului Sfânt, unei inimi curate, despre acestea nu putem vorbi, chiar dacă le-am cunoaște din cercare, din experiență, ori că eu nu le cunosc și atunci vorbesc despre ceva ce nu știu unora care știu, ori că cel care vorbește le cunoaște și vorbește unora care nu pot înțelege. Și atunci ne-a lăsat Dumnezeu această posibilitate ca să ne punem niște întrebări. Unele dintre cele mai grele întrebări sunt cele care fac legătura de cauzalitate. Cine pune aceste întrebări de obicei, care ne înnebunesc? Copiii mici. Ei pun întrebări care sunt la care răspundem cel mai greu, pentru că întrebarea lor este așa: de ce? Când pui întrebarea de ce, înseamnă că este o cauză și un efect. Copilul care are sufletul curat, el pune o întrebare la care nu poate să răspundă un filozof sau un academician. De exemplu, un copil întreabă când intri într-o cameră, de ce s-a stins întunericul când i-a prins lumina? De ce s-a stins întunericul? Și când spunem noi, ce este întunericul? Ați văzut? Asta e un răspuns teologic care a venit prin revelație și copilul îl are în chip firesc în inima lui. Pentru că el are măsura îngerească și Dumnezeu vorbește cu acea, Duhul Sfânt dă acelei inimi de copil niște căutări care să-l facă pe el să înțeleagă care este religia lui Dumnezeu. De ce s-a stins întunericul? Păi bineînțeles, în momentul în care lumina luminează în întuneric, întunericul nu poate să o cuprindă. Da? Nu cred că putem face cumva invers. Să mergem într-un loc luminos și să aducem un întuneric acolo. Să copleșim lumina. Invers nu se poate. De aceea copiii întreabă așa, ca o paranteză. Și atunci, asta este până la urmă ceea ce vrea Dumnezeu, în primul rând, să înțelegem în chip rațional. Să punem aceste întrebări la care să ne și răspundem. Acesta este și scopul întâlnirilor noastre. Ortodoxia este religia lui Dumnezeu. Încă o dată vă spun, orice s-ar întâmpla, asta e așa ca o mărturisire de credință, dar cădea tot pământul și toți oamenii și mi-aș pierde, Doamne ferește, încrederea în tot ce am văzut de la oameni, atâta mă rog la Dumnezeu să nu-mi ia credința aceasta ortodoxă. Pentru că cel mai important lucru până la urmă pentru mine, așa cum o înțeleg acum apropiindu-mă de 50 de ani, este că am găsit, iată, religia lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește cu omul pe limba lui și limba lui Dumnezeu, dacă vreți, comunicarea lui Dumnezeu, este ortodoxia. Nicăieri, niciodată nu s-a vorbit despre îndumnezeirea omului. Niciodată nu s-a vorbit, nu se putea concepe așa ceva. Nici o minte omenească, fie a Socrate sau altă minte luminată, n-a putut să vorbească vreodată despre îndumnezeirea omului. În afara revelației, în afara întrupării lui Hristos, nimeni niciodată n-a putut să conceapă, la nivel de concept măcar, să aibă acest gând. Poate că se gândea că ar putea fi ceva dincolo de această viață, dincolo de moartea aceasta pe care o numim noi moarte.
Toată lumea simțea și se gândea la asta. Dar să vorbească cineva de îndumnezeire, de nemurire în sensul, bineînțeles, real, nu filozofic sau iluzoriu, aceasta nu s-a putut face decât atunci când Dumnezeu a venit și a spus, iată, aceasta este religia cea adevărată. Sigur că am putea să vorbim, acum teologic, până dimineață, se vorbește de 2000 de ani, Sfântul Apostol Pavel, și spune despre asta. Este o umbră toată legea veche. Știți că spunea el acolo, mă cunoașteți doar că eram cel mai bun, cel mai învățat în iudaism. Nu spune așa? Nu mărturisește? Știți despre mine cine eram și că prigoneam biserica și pe sfinți și că eram cel mai cunoscător al legii. Da, era rabi. Dar eu vă spun că aceea este umbră și fum. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre asta. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă era un mincinos? S-ar fi scris sute de cărți vorbindu-se despre analfabetismul religios al lui Pavel. Dar nimeni n-a îndrăznit. Pentru că el a fost crescut la școala lui Gamaliel, care era cea mai bună școală rabinică din vremea aceea. El era unul dintre cei mai buni discipoli și iată că la nici 21, la 21 de ani, puțin peste 21 de ani, el este împuternicit de către Sanhedrin, de către templu, ca procuror acuzator împotriva acestei contagiuni care era, așa cum era socotit, creștinismul. Deci Sfântul Apostol Pavel, dacă vorbește despre legea părinților săi, o lege și vorbindu-se așa despre legea aceea, el practic ce făcea? Nu numai că se lepăda de iudaism, dar ci era o blasfemie ceea ce spunea el. Fraților, cel pe care l-am omorât noi este Fiul lui Dumnezeu. Acesta pe care l-ați omorât, acesta este Mesia. Și aceasta este religia cea adevărată, religia mântuitoare. De ce? Pentru că, iată, toate cele pe care vi le-am spus așa, în legătură, Dumnezeu a făcut lumea din iubire și nu numai că este un mesaj, o epistolă a lui Dumnezeu față pentru om, Evanghelia, dar vine și o pune și în lucrare, da? Se întrupează Fiul lui Dumnezeu, iată, și vine și arată în ce fel ortodoxia este religia lui Dumnezeu. Cine, în ce religie ați mai auzit? Că se vorbește despre un trimis al lui Dumnezeu, nu de Dumnezeu însuși sau de Fiul lui Dumnezeu, care este, bineînțeles, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, deci nu de Dumnezeu însuși care se întrupează și moare pentru om, se jertfește pentru om pe cruce, dar un om excepțional, nu știu, Buddha, Confucius, Mahomet, excepțional în sensul că sunt întemeietori de religii, că vorbeam de religii, care măcar să gândească despre jertfa sa pentru lume. Spuneți-mi, de aceea astăzi când vorbim, auzim același lucru ca și întrebarea aceasta de la comentatorii de care vă vorbeam sportivi, voi sunteți aceia la care mergeți la pop, care mergeți la popi și vă spune, crede și nu cerceta. Dimpotrivă, ortodoxia înseamnă cunoaștere și supracunoaștere. Ignoranța este unul dintre marile păcate ale contemporanilor noștri și unul din păcatele noastre. Intelectualii, deși pot fi academicieni, în fața lui Dumnezeu
sunt ignoranți. De ce spune toată spoiala asta de înțelepciune înaintea lui Dumnezeu este cârpă de șters pe picioare, cârpă lepădată. De ce spune asta? Pentru că nu e mântuitoare de a ști toate limbile, de a ști toate științele, dar nimic nu sunt dacă nu am dragoste, dacă nu am religia lui Dumnezeu. Atât de minunat spune Sfântul Apostol Pavel, atât de minunat le spune și Dumnezeu, poruncă nouă vă dau vouă. Adică, care era porunca veche? Tablele legii lui Moise, să nu ucizi, să nu... Foarte bine, acestea au fost bune pentru conviețuire, dar nu sunt mântuitoare. Acestea au pregătit lumea pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dar, iată, poruncă nouă vă dau vouă. Adică, până acum a funcționat această lege ca lumea să nu dispară în neființă. Dar vă dau o poruncă nouă, o lege nouă, de aceea spune că legea cea nouă, Noul Testament este legea cea nouă. Să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit. Întru aceasta se va cunoaște că sunteți în religia cea adevărată, că sunteți ucenicii mei, că vă veți iubi unii pe alții cum eu v-am iubit. Dar nu exterior așa cu gesturi siropoase. Ci de adevăratelea în stare de jertfă unul pentru altul. Ați văzut la Ghețimani cât de multă dragoste au avut și între ei și față de învățătorul lor și ca să spunem mai speșleau, dacă aveau dragoste, Iuda nu s-ar fi spânzurat. Și cu asta spulberăm și teoria aceea că a fost predestinat Iuda. Nu e adevărat. Dacă Iuda nu s-ar fi izolat, dacă aceștia, ucenicii, n-ar fi fost fricoși și Iuda nu s-ar fi izolat, n-ar fi fost izolat de drac, poate că nu s-ar fi spânzurat. Ce era? Credeți că nu funcționa creștinismul dacă Iuda făcea pocăință ca Petru? Haideți să facem orice fel de scenariu. Presupunem că Iuda le arunca banii și făcea pocăință, stătea în genunchi până învia Mântuitorul. Chiar și dacă Mântuitorul i-ar fi spus anatema, presupunând, dar Mântuitorul după înviere a fost consecvent religiei sale, iubirii. De-aia îi spune, mă iubești tu pe mine, Petre? Adică ești în religia mea? Da, Doamne. Încă o dată și încă o dată, de câte ori s-a lepădat, de atâtea ori i-a cerut să mărturisească și la urmă se și supără, știți, Petru. Da, Doamne, Tu toate le știi, de ce mă mai întrebi? Deci aceasta este iubirea, aceasta este religia lui Dumnezeu, aceasta este ortodoxia. Nu pot să gândesc, indiferent cât ar fi de cult cineva, indiferent cât ar fi de elocvent cineva, oricât ar fi de demonstrativ și de logic, nu pot să-mi închipui că cineva poate să vină cu un alt argument decât întruparea Fiului lui Dumnezeu, decât învierea Domnului și foarte interesant, iertați-mă că o să vă fac doar raționamentul ăsta și mergem acasă după aceea. Învierea este temei și pentru întrupare și pentru Maica Domnului că este născătoare de Dumnezeu și pentru dogma Preasfintei Treimi și pentru toate celelalte. Cumva, haideți să facem acest exercițiu pe care îl făceam când eram copii și n-aveam timp să ne facem tema. Acum am venit. Ce făceam? Repede la culegere. Luam exercițiile și fugeam repede la culegere, la răspunsuri. Așa-i? Da. Și treceam răspunsul acolo și când aveam răspunsul, imediat puteam pe toate să le... Așa-i? Le rezolvam de la coadă. Pentru că imediat toate aveau legătură între ele. Așa este și aici.
sigur păstrând niște proporții, dar v-am dat o schemă. Învierea este, dacă vreți, ca rezultat, este, deși temeiul ar trebui să fie baza, nu? Adică întruparea sau altceva, dar noi avem aici, dacă vreți, deși logica noastră, putem să folosim aparatul critic pentru asta pe logica pe care o avem, totuși iată că este temei învierea, care este ulterioară, cronologic, da? Dar luând rezultatul, începem să desfacem, să desfacem și ne dăm seama că, de fapt, învierea cauționează, garangirează toate actele, ca adevărate toate actele acestea și până la dogma Preasfintei Treimi. De aceea spunem că religia lui Dumnezeu este ortodoxia, pentru că nu există cusur, nu există niciun fel de cusur matematic, logic, în toată această înșiruire de la Preasfânta Treime până la învierea Domnului. Dar să spunem că ar fi un cusur și că sunt atâția și atâția cusurgii. Arată-mi ceva mai mult de atât. Sau măcar atât. Arată-mi ceva care să poată fi comparat. Ce poate să compare? Că Buddha a făcut ocluzie intestinală și a murit într-o criză de... în sfârșit, cred că înțelegeți, e inestetic să vă spun. A murit chiar pe Buddha? Iertați-mi calamburul, să zic așa. Mahomed, sărmanul, l-a îngropat sub pat și toată lumea aștepta, după o tradiție de 700 de ani, în pustiurile alea, vă dați seama câți cei mai mari pusnici au trăit acolo timp de sute de ani, 400-500 de ani, și toți arabii aceia erau îmbibați de învățătura creștină. Și ei s-au dus și au așteptat să se înalțe. Și a ieșit Aisha și a zis, profetul a murit și l-am îngropat sub pat. Nu spun nimic la acea. Sigur că poate ar veni unul acum și a zis, băi, tu îmi bagiocorești religia, scoate două grenade și le arunc. În sfârșit, e un argument al lor. Dar logic, pentru că în definitiv despre asta este vorba, până am avea, de exemplu, o descoperire dumnezeiască, avem aceste, pentru că nu toți levităm, nu? Dar avem și această bază de la care putem să pornim. Și atunci, haideți să-mi spuneți care este religia lui Dumnezeu. Asta, despre întrebarea aceasta care m-ar fi deranjat să spune, de fapt ne-a prilejuit o discuție, dacă nu o lămurire, care să ne pună cumva pe gânduri. Dom'le, de ce sunt ortodox? De ce spun eu că nu pot crede în altceva? Adică nu poți să spui așa, oricât ți-ai iubit mătușa, că eu sunt orfan, m-a născut o mătușă. Este o imposibilitate logică, adevărat? Oricât ar fi de trist, oricât de orfan ai fi, pe mine m-a născut mama și pe tine și așa mai departe. Nu poți să spui că ești creștin, dar Maica Domnului nu e născătoare de Dumnezeu. Este o, cum zic ăștia, noaptea minții. Adică ce înseamnă asta, de fapt, noaptea minții? Vine tot din creștinism. E o întunecare a minții. Pentru că în momentul în care tu stai vădit adevărului, te îmbolnăvești. În definitiv, ce-i schizofrenia? Lipsa raționamentului. E o perspectivă falsă asupra realității. Dăm un exemplu, acum sigur nu suntem de profesie, dar e o perspectivă falsă a realității, deși omul ăla poate să fie geniu matematic. Am văzut atâtea și atâtea genii care au schizofrenie. De ce? Că la un moment dat e un semn greșit în toată argumentația lui, în capul lui.
Dacă ar fi să o luăm așa, în materie duhovnicească, ereziile sau religiile acestea sunt schizofrenii. Pentru că ele stau împotriva adevărului vădit. Și cel care stă împotriva adevărului vădit, să spunem într-o zi, să începem să spunem 20 de ani, 200 de ani, 500 de ani, zăpada e portocalie. Zăpada e portocalie. La un moment dat te îmbolnăvești. Nu-i așa? E foarte simplu. Așa e și cu asta. Deci cum ai putea să compari? Am auzit această sintagmă, cele trei mari religii monoteiste. Domnule, este o mare erezie expresia aceasta. Din punct de vedere filozofic, da. Din punct de vedere istoric, da. Dar din punct de vedere duhovnicesc, aceasta este o erezie. Adică, care e a treia religie monoteistă? Una, să zicem, este islamul, da? Mahomedanismul. Una este iudaismul. Și care e a treia? La ce se gândesc? La creștinism? Pardon, atunci nu sunt creștin. Iertați-mă. Eu atunci nu sunt creștin dacă așa se pune problema. De aceea sunt ortodox. Și asta, toate lucrurile acestea, până să avem noțiuni dogmatice, care sigur sunt foarte adânci, cercare, o preocupare, până atunci, până dragostea ni se revelează în inimă, până atunci trebuie să avem noțiunile acestea. Care e religia lui Dumnezeu? Păi nu poate fi decât ortodoxia. Credeți că părintele Arsenie Papacioc era agramat când a spus singur ortodoxia? Din punct de vedere gramatical, n-are sens, nu-i așa? Cum adică singur ortodoxia? Aceasta a vrut să spună, de unică. Pentru că nu poate să aibă Dumnezeu mai multe religii. După cum El nu poate să fie împărțit, e nedespărțit, e nemișcat, nu poate să aibă mai multe religii și nu poate să se schimbe de la... De aceea Dumnezeul lui Israel, deși este adevărat, ei nu-l cunosc. Dumnezeu cel care a făcut minuni cu Israel, care a înființat până la urmă Israel, care l-a luat pe Avraam ca tată al lor și al multor neamuri, dar să spunem că ei sunt urmașii lui Avraam. Acela este Dumnezeu adevărat, dar ei nu-l cunosc. Ei cunosc un Dumnezeu monadă. Au un Dumnezeu, cunosc o religie falsă a Dumnezeului adevărat. De aceea nici nu-l cunosc pe Dumnezeu cel adevărat și de aceea nici nu l-au recunoscut pe Fiul lui întrupat. Deși căpetenii le știau și am discutat și altă dată lucrul acesta. Ortodoxia este religia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există și există, El nu poate să fie decât singur ortodoxia. Amin.